5 pagine, 926, am să citesc la 2 versete, versetul 3 și versetul 4 inclusiv. Versetul 3 spune așa, ferice, sau asta se poate traduce, sunt fericiți. Ferice de cei însărați în dură, căci a lor este împărăția cerurilor. Și versetul 4 spune așa, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Amin. Începe mesajul din seara aceasta. Doresc să rostesc cu voce tare o rugăciune. Simt că mai mult ca niciodată am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și doresc ca Dumnezeu să se atingă de fiecare. De aceea, vă rog frumos acolo unde sunteți, să plecați privirea și cu voce tare vă rostesc această rugăciune. Plecați privirea, ascultați rugăciunea pe care vă rostesc cu voce tare. Doamne, în această seară ne-am adunat în locul acesta mai mulți oameni care însetăm după Tine. Aleluia. Dorim, Doamne, să Te vedem pe Tine în seara aceasta. Amin. Și, Doamne, știi că dorința mea cea mai mare este că atunci când se va termina slujba aceasta, oamenii care vor fi în locul acesta atunci când vor ieși să poată să spună, există cu adevărat un Dumnezeu. Aleluia. Există cu adevărat un Dumnezeu. Aleluia. Există cu adevărat un Dumnezeu. Aleluia. Pentru că acest Dumnezeu m-a vindecat în seara aceasta. Pentru că acest Dumnezeu m-a mântuit în seara aceasta. Pentru că acest Dumnezeu m-a iertat în seara aceasta. Pentru că am simțit că mâna acestui Dumnezeu se atinge de mine. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Te rog frumos să Te atingi de fiecare persoană din lumea aceasta. Amin. Eu pot să strig aici până dimineață, Doamne, fără să conving pe nimeni. Dar știu, Doamne, că Tu ești Cel care miști inima ascultătorului. Te rog, Iisuse, să Te atingi de fiecare persoană din locul acesta. Am venit aici, Doamne, fiecare dintre noi cu tristețile și bucurile noastre. Te rugăm în seara aceasta, Doamne, atinge-Te de fiecare dintre noi. O, când vom ieși din locul acesta, vrem să fim plini de bucurie, Doamne. Te rugăm, Doamne, dă-ne fericirea și bucuria pe care numai Tu o poți da. Dă robului Tău, Doamne, cele mai potrivite cuvinte. Amin. Celor care mă ascultă, Te rog să le dai iertare. Amin. Și cel mai greu lucru Ți-l cer întotdeauna, Doamne, știi, la sfârșitul rugăciunii. Doamne, tuturor să ne dai puterea să aplicăm în fiecare zi viețile noastre tot ce învățăm din cuvântul Tău. Amin. Îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele lui Iisus, că noi nu avem merite înaintea Ta, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin. Amin. Dragii mei, bineînțeles că veți ocupa locurile. Nu se stă în picioare, dar nu e pare credit. Cu toate că unul la dumneavoastră, ales cei care au să vadă în timpul medici. Ce predica pentru toată lumea este pe. La o poartă frumoasă era un om urât, cu o meserie urâtă, cu o perspectivă urâtă asupra vieții. De obicei stătea cu capul plecat în fața tristă. Se gândea el probabil că într-o zi pe lângă el va trece un om cu mai mulți bani. Și va primi mai mulți bani ca de obicei. Pentru că omul acesta era cerșetor, era paralizat, era olog. Și toată ziua stătea cu mâna întinsă, așteptând ca cineva la poarta frumoasă să se oprească dreptul omului urât, cu viața urâtă, și să dea ceva. Și ne spune Biblia că într-o zi, pe lângă omul acesta, au trecut niște predicatori. Și când au trecut predicatorii aceștia, omul nostru a ridicat privirea spre ei. Pentru că unul dintre cei doi predicatori s-a uitat la bolnavul nostru și a spus, omule, ridică privirea. Și el probabil când a ridicat privirea s-a gândit, de data aceasta voi primi bani mai mulți ca niciodată. Și când a ridicat privirea, unul dintre cei doi i-a spus cam așa, dezamăgitor pentru el. Aur și argint nu avem. Însă avem ceva cu mult mai important decât aurul. Ceva mult mai important decât banii. Avem o persoană. Îl avem pe Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Dragii mei, frați și surori, dragi ascultători, în seara aceasta, aur și argint n-am să vă ofer. Euro și dolar n-am să vă dau. Dar am ceva cu mult mai important decât banul. Îl am pe Iisus Hristos. Și spune în numele lui Iisus Hristos în seara aceasta, ridică-te și umblă. Tu care stai sub povara bolilor tale, îți spun în seara aceasta, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Tu care stai sub povara tristeților tale, în numele lui Iisus Hristos,
Ridică-te și umblă. Tu care stai sub povara păcatelor tale, în numele lui Iisus Hristos să spun în această seară, ridică-te și umblă. Și sunt convins că acest Iisus e prezent în mijlocul nostru. Și aș dori ca mâna acestui Iisus Hristos să se atingă de tine chiar în seara aceasta. Și rugăciunea mea este, Doamne Iisuse Hristoase, atinge-te de fiecare dintre noi. Există un lucru pe care toți oamenii îl caută în lumea aceasta. Și deja cred că unii vă gândiți la bani. Dacă ar fi să reduc acel lucru la un singur cuvânt, cuvântul acela ar fi fericire. Din momentul în care începem să deosebim binele de rău, de la vreo 12-13 ani, noi toți oamenii în lumea aceasta căutăm un singur lucru și lucrul acela este fericire. De sărbători ne bombardăm cu SMS-uri, cu an nou fericit, Crăciun fericit. Și de fiecare dată când se face un sondaj de opinie, de exemplu, și oamenii sunt întrebați pe stradă ce vă doriți cel mai mult și cel mai mult de la viață, știți care este răspunsul cel mai des întâlnit? Cel mai mult și cel mai mult de la viață, zic oamenii, îmi doresc să fiu fericit. Și noi oamenii în lumea aceasta suntem niște căutători ai fericirii, călători veșnic nemulțumiți de starea noastră, întotdeauna dorim să obținem fericirea. Când suntem copii, suntem nefericiți și spunem, când voi fi mare, voi fi cu adevărat fericiți. Și când creștem mari, alții mai mari, alții mai mici, dar când ajungem la vârsta maturității, parcă ne pare rău că am crescut. Și când ajung, de exemplu, la școală, îmi spun așa, când voi termina școala, voi fi cu adevărat fericit. Și când se încheie școala, parcă îți pare rău că s-a încheiat școala, că începe lucrul. Și începe viața și mai greu. Și de fiecare dată, fericirea noastră este una ipotetică. Una tot timpul posibilă, tot timpul înaintea noastră și tot timpul privim în față și ne spunem așa. Când voi avea mașina aceea tare pe care astăzi nu am, voi fi cu adevărat fericiți. Și când îți cumperi mașina, eu știu mașina în drumul ei, întâlnești un stâlp și se duce toată fericirea ta. Când n-ai un apartament sau o casă, spui când voi avea o casă sau un apartament, atunci voi fi cu siguranță fericit. Și când obții apartamentul sau casa, toată fericirea ta în două săptămâni se duce. Știți de ce? Pentru că noi oamenii suntem în lumea aceasta veșnic căutători în fericire. Și parcă de fiecare dată când avem impresia că am obținut fericirea, de fiecare dată rămânem și mai nefericiți. Mi-aduc aminte de Cosmin. Era coleg de clasă cu mine. La vârsta de 12 ani, Cosmin a căutat fericirea în tutun. Fuma două pachete de țigări în fiecare zi. La 14 ani, medicii l-au descoperit cu cancer pulmonar la plămâni. Și a murit în cele mai groaznice cerchinuri. Era dintr-o familie de pocăiți, de penticostali. N-am să uit niciodată cuvintele lui. Pe patul morții mergeam și încercam să-l convingem să se întoarcă la Dumnezeu. Cuvintele lui parcă și astăzi îmi răsună în minte. Aș vrea să mă pocăiesc, dar nu pot. Cosmin a murit și n-am mai căutat fericirea. Mi-aduc aminte de Florin. Era din satul bunicilor mei. Din perspectiva celor mai mulți oameni, cel mai fericit om din sat. Când venea acasă, cânta numai cântece de fericire atunci când venea de la barul din sat pe mai multe cărări datorită alcoolului. Numai de fericire cânta tot timpul. Până când într-o seară geroasă de iarnă, a adormit la marginea șanțului și nu s-a mai trezit. Astăzi, Florin nu mai caută fericire. Mi-aduc aminte de Vlad. Era pasionat de cânta la chitară, prieten de-al meu. Pentru el, cel mai frumos lucru era să cânte la chitară. Chiar așa mi-a și spus. Dacă voi reuși să ajung cel mai tare cântăreț la chitară din România, am să fiu cu adevărat fericit. Astăzi, Vlad este un foarte bun cântăreț de chitară. Cântă undeva prin cluburile din București, a ajuns dependent de heroină. Încă Vlad mai caută fericirea. În lumea aceasta, fiecare dintre noi, pe un drum sau altul, încercăm să obținem fericirea. Unii încearcă să găsească fericirea pe drumul alcoolului. Alții încearcă să găsească fericirea pe drumul drogurilor. Alții încearcă să găsească fericirea pe drumul imoralității sexuale. Și de fiecare dată când omul are impresia că a obținut fericirea, parcă fericirea dispare brusc și își dă seama că rămâne și mai frământ și mai însetat după această fericire. Noi, poporul român, spunea un poet român, voi dragi, eu nu știu dacă știți, dacă ați făcut școală aici, nu știți despre el, e numit poetul tristeților noastre, cheamă George Pacovia. El spunea așa, România este o țară tristă, plină de umor. Noi românii suntem un popor trist, plin de umor.
Lucrul acesta îl vedem în România în fiecare dimineață când ne trezim. Voi nu-l vedeți. Dar dimineața când te trezești în România, îi vezi pe oameni mergând la serviciu cu capul plecat, cu plasă de rafie în mână, cu fața tristă. Pe românii le cunoște oriunde lumea asta. Eram în Spania în urmă cu, nu știu, aproape un an de zile și mergeam pe stradă cu un frate de-al meu și spune: Adi, zice, îl vezi pe omul acela, dar îl văd. Ăsta sigur e din România. După ce îți dai seama, am întrebat. Zice, după felul în care umblă, puțin descentrat în partea stângă, cu fața tristă, cu plasa de rafie în mână, ăsta sigur este din România. Dacă vrei, zice, mergem și îl întrebăm. Noi suntem o țară tristă, plină de umor. Lucrul acesta se vede în România, mai ales de sărbători, când oamenii merg cu colindul. Aceiași veșnici colindători, cântând același colind cu specific național, ne dați sau nu ne dați, ne dați sau nu ne dați, mereu apuriți de alcool. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani mi-am închis poarta de la casă știind că vor veni acești colindători nepoftiți. Nu știu cum au reușit, cu toate că erau afumați bine, să treacă gardul și m-am trezit cu ei în fața ușii de la intrare. Cântând același colind, ne dați sau nu ne dați, ne dați sau nu ne dați. Și pentru că tot au insistat, i-am dat de afară. O țară tristă, plină de umor. Într-un studiu realizat în Uniunea Europeană, reiese faptul că poporul român sau românii sunt cel mai stresat popor din Europa și poate pentru italieni în ultima vreme și cel mai stresant popor din Europa. Suntem de foarte multe ori cu fața tristă. Fiecare dintre dumneavoastră trebuie măcar o dată în viață să treceți pe aici prin față. Să vedeți cam ce fel de fețe venim noi, cu ce fel de fețe venim aici la biserică. O, eu ca predicator de multe ori trebuie să predic despre bucurie până când îmi pierd toată bucuria. Mi-aduc aminte că în biserica noastră cânta odată un copil de vreo 6 sau 7 ani cântarea Am avut o viață tristă cu zâmbetul pe buze. Am avut o viață tristă și am trecut doar prin încercări cânta el. La 7 ani, făcând semne tatălui și mamei care erau în sală, în timp ce îl fotografiau și îl filmau. Parcă și florile se opilesc mai repede în noi. Tot timpul cu capul plecat. Pe de altă parte, nu-mi place nici bucuria aceea artificială pe care în ultima vreme o importăm de la american. Orice ar fi, Iisus te iubește, zâmbește. Nu-mi plac, în general, lucrurile artificiale, nu-mi plac florile artificiale, dar mai ales nu-mi plac zâmbetele false. Dar cu toate acestea, Biblia mi repetă de aproximativ 550 de ori, bucurați-vă, iar zi bucurați-vă. Bucurați-vă, iar zi bucurați-vă. De 550 de ori, dacă nu mă credeți, vă rog frumos să numărați. Dar nu în timpul predicinele. Mulți dintre noi confundăm spiritualitatea sau confundăm pocăința sau creștinismul cu tristețea. Unii dintre noi avem impresia că a fi creștin înseamnă să fii tot timpul trist, cu fața tristă. Unii dintre noi confundăm spiritualitatea sau pocăința sau creștinismul cu tristețea. Datorită contextului în care noi, poporul român, ne-am dezvoltat. Îmi spunea cineva în felul următor, eu m-aș întoarce la Dumnezeu, m-aș pocăi. Dar din momentul în care eu mă pocăiesc, mi-a spus omul acela, toată fericirea mea se duce. O, din momentul acela n-am să mai pot face tot ce vreau eu. Din momentul acela n-am să pot fi cu adevărat bucuros. Mi-a pierdut toată fericirea și i-a spus omule. Abia din secunda, din momentul, din clipa în care îi spun lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, coboară în viața mea, fii Domn și Stăpân în viața mea, abia din momentul acela vei simți o bucurie și o pace cum n-ai simțit niciodată. O, mulți dintre noi și mulți români și mulți oameni cred că a fi pocăit sau a fi creștin înseamnă să stai tot timpul cu capul plecat, să n-ai niciun fel de bucurie, când din potrivă a fi creștin înseamnă să ai o bucurie și o fericire pe care să nu poți descrie în cuvinte. Și n-aș vrea să ofensez credința nimănui. Însă cred că noi românii privim lucrurile așa datorită contextului ortodox în care noi ne-am dezvoltat. Un context care îl prezintă pe Iisus în icoane, cu fețe lungi, tot timpul cu față tristă, într-o stare de înțepenită sobrietate, tot timpul trist, împreună cu apostolii. Unii dintre noi ne imaginăm că Dumnezeu stă undeva deasupra norilor și nu se gândește decât ce nenorociri, ce dezastre, ce cataclisme, ce boli să mai trimită înspre noi pământenii. Dar Biblia spune că Dumnezeu și râde câteodată. Și știți de ce spune Biblia că Dumnezeu râde? Zice că Dumnezeu râde de prostia noastră a oamenilor. Și nu vă supărați, noi câteodată îi dăm lui Dumnezeu toate motivele să râdă. Nu confundați, dragii mei ascultători, pocăința, creștinismul cu tristețea. Biblia spune altceva. Că un om locuit de Duhul Sfânt, adică de Dumnezeu, este plin de bucurie. Că una din roadele Duhului Sfânt, Galateni capitolul 5, ce este? Tristețea? Lipsa de speranță? Nu. Este bucuria. O, în momentul în care Iisus coboară în viața noastră, în momentul acela simțim o bucurie și o pace cum n-am simțit niciodată. Îmi aduc aminte, am crescut într-o familie de pocăiți.
Dar a fost o perioadă în viața mea în care n-am crezut că există Dumnezeu. Citeam într-o zi o carte de Dostoevski, un scriitor rus. Și în timpul în care citeam cartea aceasta, Frații Karamazov se numește cartea, în momentul acela am simțit brusc o prezență în camera mea. Am simțit că cineva e acolo. Și l-am simțit pe Dumnezeu lângă mine. Și în acel moment am început să strig cât am putut de tare. Există cu adevărat Dumnezeu. Există cu adevărat Dumnezeu. Și în momentul acela vă spun că am simțit o bucurie și o pace cum n-am simțit niciodată până atunci în viața mea. Vreau să vă spun un lucru, oameni buni. Isaia, un profet care a trăit cu multe sute de ani înainte ca Mesia, Iisus Hristos, Mântuitorul acestei lumi, să vină în lumea noastră, spunea despre felul în care Iisus urma să predice. Isaia, capitolul 61, de la versetul 1 la 3, zice așa. Când va veni Iisus, va avea o predică cu titlul Durere, durere, suferință, suferință. Oare? Fiți atenți! Isaia zice așa. În Isaia, capitolul 61, de la versetul 1 la 3, zice așa. Când va veni Mesia, El va predica așa. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis, zice, să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Și versetul 3, cu dedicație specială pentru dumneavoastră. Să dau, zice, celor întristați din Sion sau din Viena. Să le dau, zice, celor întristați din Viena, să le dau o cunună împărătească, un teren de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Și acesta este primul lucru pe care îl face Iisus Hristos. Când își începe lucrarea, Biblia ne spune că intră în satul lui natal la Nazaret, intră acolo în sinagogă, locul în care evreii învățau cuvântul Domnului, deschide Biblia la Isaia, capitolul 61, citește textul pe care eu l-am citit acum și zice așa, oameni buni, eu am venit în lumea aceasta tristă să aduc bucuria. O, am venit să aduc mântuire celor care sunt păcătoși. Am venit să aduc eliberare celor care au nevoie de eliberare. Am venit să aduc vindecare celor care sunt bolnavi. Cu alte cuvinte, în lumea aceasta tristă, eu am venit cu un mesaj al bucuriei. Dar evreii nu se puteau bucura. Și mă uit la unii dintre dumneavoastră seara aceasta. O, nu se puteau bucura. Vremea în care Iisus a venit în lumea noastră, era o vreme tristă. Oamenii stăteau cu capul plecat. Erau nenumărate războaie civile. Era foamete. Erau conduși de un dictator de la Roma. Greu. Și crize economică ca în vremea noastră. Și Iisus apare înaintea lor. S-o să atenți la textul care a fost citit. Și știți care e primul cuvânt pe care rostește dintr-o predică, cea mai importantă predică din Biblie, numită și predica de pe munte. Primul cuvânt, în fața unor oameni, parcă-i văd pe toți. Cu capul plecat, o, zice, viața e grea. Atâta durere și suferință. Și Iisus apare în fața lor, se uită la ei și ne spune așa. Ferice. Asta se poate traduce în limba română cu fiți fericiți. Asta e un imperativ, adică e o poruncă. Fiți fericiți! Și parcă îi văd pe doi cotindu-se. Să știți că atunci când predicatul e în față, vă vede foarte bine când vorbiți între voi. Și în seara asta să cu ochii pe voi. Se cotesc, zice, cum noi vorbește. Nu, zice, noi n-are cum să vorbească cu noi. Noi suntem nefericiți. Cu tine să vorbească, când tocmai ți-a murit cineva din familie. Mie medicul mi-a spus că sunt bolnav. N-are cum să fim noi. Poate unul mai fericit în spatele nostru și parcă tot uitându-se în spate. Și văd pe unul mai trist decât mine. N-are cum cu ăsta, zice, sigur îl vorbește. Și parcă văd pe Iisus oprindu-se în dreptul lor, uitându-se la ei și spunându-le, nu vă întoarceți în spate, cu voi vorbesc. Fiți fericiți. Dragii mei ascultători, în seara aceasta, în același loc, în locul acesta, e prezent Iisus Hristos. E prezent Iisus Hristos. Se oprește în dreptul tău și spune același lucru. Fii fericit. Și știi ce răspuns tu? Cum răspund majoritatea oamenilor din țara aceasta? Și cum răspund majoritatea oamenilor din naționalitate română? Cum să fiu fericit? Cum să fiu fericit când e criză economică? Cum să fiu fericit când am probleme financiare? Cum să fiu fericit când medicul mi-a spus că sunt bolnav de cancer? Cum să fiu fericit în lumea asta tristă? Doamne, cum să fiu fericit? Și Iisus se uită la tine și tu spui, nu cu mine vorbește Iisus în seara asta. Sigur vorbește cu unul mai fericit în spatele meu și tu te întorci în spate și vezi pe unul și mai trist decât tine. Și Iisus Hristos se uită la tine, dragul meu ascultător, și spune, cu tine vorbesc astăzi. Știți de ce nu putem fi bucuroși? Știți de ce ne lipsește fericirea? Pentru că noi suntem nemulțumiți. O, tot timpul suntem nemulțumiți. Suntem incapabili să vedem ce ne oferă Dumnezeu în fiecare zi. Tot timpul suntem nemulțumiți. Nemulțumiți de sănătatea noastră. Doamne, aș vrea să fiu mai sănătos. Nemulțumiți de banii noștri, de mașina noastră, de relațiile noastre. Tot timpul nemulțumiți, incapabili să vedem ce ne oferă Dumnezeu în fiecare zi.
Imediat după 90, probabil că mulți dintre dumneavoastră nu erați în România în vremea aceea, în România, românii au simțit gustul libertății și toată lumea intra în Greta, în anul 90-91. Eu eram cel mai mare în familia noastră și, pentru că eram cel mai mare, tata și mama mă puneau pe mine să fac cele mai grele lucruri. Și într-o zi, mi-aduc bine aminte, am intrat și eu în Greta. Îmi spune aici. N-am spus niciodată ziua în care m-am dus la tata cu o foaie și cu niște revendicări pe foaia aceea. Și pe foaia aceea scrie așa. Pentru că eu fac curat în fiecare zi, te costă atât. Pentru că mă duc să cumpăr pâine în fiecare zi, te costă atât. Și apoi eu i-am făcut un calcul, m-am uitat la tata și am zis, pentru că suntem neamuri, n-am fost neamuri. N-am spus niciodată atitudinea pe care a avut-o tatăl meu. A ieșit afară din cameră și a zis, așteaptă-mă. Și l-a tot așteptat pe două ceasuri. Și după două ore s-a tot o listă lungă, lungă, cât o zi de vară de lungă. Lungă ca și supa pe care o mâncam de pe primul Ceaușescu. Și pe lista aceasta scrie așa. Pantofii pe care ți-am cumpărat săptămâna trecută, te costă atât. Deja era mai mult decât toată lista mea la urmă. Pâinea din fiecare zi, te costă atât. Și a făcut un calcul și a ajuns la o sumă pe care n-aș fi putut să o plătesc de a fi lucrat în auzirea de dimineața până seara niciodată, toată viața. Și tata s-a uitat la mine și a zis așa. Vezi, zice, bucata asta de hârtie. Pentru că suntem neamuri, după cum ai spus. Pentru că sunt tatăl tău. Uite ce fac eu cu bucata asta de hârtie. O fac bucăți și o arunc la gunoi. Mă gândesc astăzi că în același fel procedează Dumnezeu cu noi. Ne oferă atât de multe lucruri în fiecare zi, dar noi suntem incapabili să le vedem. Noi tot timpul suntem nemulțumiți. Nemulțumiți de sănătatea noastră, nemulțumiți de banii noștri, nemulțumiți de familia noastră, poate nemulțumiți de copiii noștri, tot timpul nemulțumiți. Dar incapabili să vedem ce ne oferă Dumnezeu în fiecare zi. Sănătatea pe care El ne oferă în fiecare zi. Lucrurile pe care El le dă în fiecare zi. Am venit în seara asta să vă spun, oameni buni, bucurați-vă de ceea ce Dumnezeu vă oferă în fiecare zi. Române, drag, bucură-te de ceea ce Dumnezeu îți oferă în fiecare zi. O, bucură-te de casa ta. Dar noi nu ne putem bucura de casa noastră. Frate, zice, cum să mă bucur eu de casa mea când știu că altul are o casă cu patru camere mai mult decât mine. Bucură-te, omule, de ceea ce ai deja. Bucură-te de casa ta, chiar dacă este un apartament cu o singură cameră sau doar două camere. Gândește-te că se putea mult mai rău de atât. Puteai să stai, de exemplu, pe stradă. Sau și mai rău, pe o bancă, sau și mai rău. Sub o bancă. Bucură-te de ceea ce ai deja. Bucură-te de mașina ta, chiar dacă este o mașină din anii 70 și trebuie să o împingi atunci când pornești. Nu cred că e casă. Bucură-te, omule, că se putea mult mai rău de atât. Puteai, de exemplu, să ai doar o bicicletă. Se mai cade și lanțul de când. Iar dacă ai doar o bicicletă, bucură-te. Pentru că alții merg pe jos. Da. Și dacă mergi pe jos, bucură-te mai mult decât toți, pentru că ai picioare cu care poți să mergi. Aleluia. Bucură-te, omule, de hainele tale, că dacă te-ai fi născut în Africa, n-ai fi avut nici măcar atât. Bucură-te de pantofii tăi, pentru că dacă te-ai fi născut în vremea bunicilor noștri în România, vara ai fi umblat de sculți, iar iarna, cu picioarele înverite, niște bucăți de pânză. Bucură-te, omule, de ceea ce ai deja. O, e timpul ca noi să înțelegem, să ne bucurăm de fiecare lucru pe care Dumnezeu ne-l oferă în fiecare zi. Bucură-te de familia ta, de copiii tăi, de soțul tău, de soția ta. Deschide-ți Dumnezeu ochii în seara aceasta să vezi cât de multe lucruri îți oferă Dumnezeu în fiecare zi. O, de câte ori suntem nemulțumiți? De câte ori nu strigăm spre Dumnezeu și spune, Doamne, vreau mai mult. Uită-te bine, omule, la câte multe lucruri îți oferă Dumnezeu în fiecare zi. Mi-aduc aminte, era la începutul slujirii mele când, într-un sat neînsemnat din Bihor, după evanghelizare, păstorul mi-a zis să mergem în vizită la o femeie ce era bolnavă, paralizată. Și mi-am zis, va trebui să merg acolo. Nu vreau să mă duc. Dar știu că dacă va trebui să merg acolo, va trebui să o și încurajez pe femeia aceasta. Am intrat în acea casă, o casă simplă. N-am spus niciodată o casă cu pământ pe jos. Acum toate casele sunt pe pământ. Dar în casa aceea nu era nimic altceva decât pământ bătut în picioare. Un pat care stătea într-o parte și o masă. Și n-am spus niciodată pe masă niște flori. Și femeia aceea stătea acolo întinsă pe pat de ani de zile, părăsită de soț. Din momentul în care s-a îmbolnăvit, soțul a părăsit-o. Și mă așteptam să spună, frate, Adi, viața e grea. Și o să spun la fel, da, soră, viața e grea.
și o să ne bucurăm într-o zi în cer. Dar ea s-a uitat la mine și a zis așa: îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. În momentul acela, toate cuvintele pe care eu le pregătisem mi-au dispărut brusc. M-am uitat atent. Zic, măi, oare la ce se referă femeia aceasta? M-am uitat sub masă. Are ceva acolo. M-am uitat în camera de alături. Era o cameră simplă, un fel de hol. Și s-a uitat la mine și a spus așa: mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea ca prin drumurile acestea grele prin care trec să nu mă lepă de el, să nu mă las de el. Când am auzit acele cuvinte, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, în casa aceea simplă, o femeie bolnavă, paralizată, la pat, părăsită de soțul ei și de familie, mi-a fost atât de rușine de mine, că de atâtea ori am strigat înspre Dumnezeu și am spus: Doamne, vreau mai mult, nu pot fi fericit. Nu pot fi fericit cu apartamentul meu. Nu pot fi fericit cu mașina mea. Sunt atât de nemulțumit. Am venit în seara aceasta să spun, omule, că poți fi fericit în lumea asta tristă. Dar tu spui, cum să fiu fericit, frate Adam, când sunt bolnav, când medicul mi-a spus că nu mai există speranță pentru mine? Cum să fiu fericit când am probleme cu soțul meu, cu soția mea? Cum să fiu fericit când m-au dat afară de la locul de muncă și nu știu cum o să-mi plătesc rata de la casă sau de la mașină? Cum să fiu fericit în lumea asta tristă? Iată titlul mesajului pe care cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să vă spun în această zi. Și încă suntem doar la introducere. Cum să fiu fericit într-o lume tristă? O să mă întreb, cum să fiu fericiți în lumea aceasta tristă? V-am spus secretul. Fericiți sunt doar cei care sunt cum? Săraci în Duhul. Așa zice Biblia, așa zice Iisus. Fericiți sunt doar cei care sunt săraci în Duhul. Nu cu Duhul, fiți foarte atenți, în Duhul. Expresia aceasta, fi sărac în Duhul, este foarte greșit înțeleasă de noi români. De foarte multe ori noi înțelegem a fi sărac în Duhul că e un om care e mai slab din punct de vedere intelectual. Învățătoarea sau tovarășa, cum ne spuneam noi când eram copii la școală, ne spuneam despre colegii mei care învățau mai prost că sunt săraci cu Duhul. Deci în momentul ăsta nu duce capul prea mult. Nu gândește prea mult. E mai slab la nivelul superior. Înseamnă că e sărac în Duhul. Mulți dintre noi așa avem impresia. Ca a fi sărac în Duhul înseamnă să fii mai slab din punct de vedere intelectual, ca să nu zic altfel. Dar a fi sărac în Duhul înseamnă altceva. A fi sărac în Duhul înseamnă a fi sărac în tine însuți, în egoismul tău. O altă traducere a acestui verset spune mai clar, spune așa: fericiți în lumea asta tristă sunt cu adevărat doar cei care realizează că au nevoie de Dumnezeu. Fericiți sunt doar cei care realizează că au nevoie de Dumnezeu. Cum să fiu fericit în lumea asta tristă? În primul rând, doar dacă depind total de Dumnezeu. De foarte multe ori vorbesc cu oameni care îmi spun: cum să fiu fericit? Mă simt atât de nefericit. Și am spus: omule, știi de ce ești nefericit? Pentru că trăiești într-un păcat. Poate trăiești în minciună, poate trăiești în invidie, poate trăiești în ură, poate trăiești în imoralitate. Și câtă vreme, omule, stai departe de Dumnezeu, Dumnezeu nu-ți poate oferi bucurie și fericire. Știi de ce? Pentru că bucuria și fericirea, ele însele, se găsesc doar în Dumnezeu. Câte vreme ești departe de Dumnezeu, nu poți fi fericit cu adevărat. Dar îți garantez un lucru, că din momentul în care Iisus coboară în viața ta, vei avea o fericire și o bucurie pe care n-ai simțit-o niciodată în viața ta. Mi-aduc aminte de cineva care spunea: frate, atât zicea el, de când am primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața mea, chiar de zbolnav, sunt mai fericit decât am fost altă dată când eram sănătos. Dar poate o să spui, de ce mă simt eu tot timpul nefericit? Știi de ce? Pentru că nu ți-ai bazat fericirea ta total pe Dumnezeu. Total pe Dumnezeu. De eu nu am văzut pe Dumnezeu. Eu nu l-am simțit pe Dumnezeu. Așa mi-a spus o femeie. Eram undeva între, nu pe tren, cum spunem noi românii. Într-un compartiment de clasa a doua, mă îndreptam spre București, față în față cu o femeie ce mi-a declarat sus și tare: nu cred că există Dumnezeu, a zis ea. Ce din compartiment creștin români adevărați încercau să o convingă pe principiul care strigă mai tare, are dreptate, cu tot felul de argumente strigate mai mult, de creaționale. Și femeia aceasta, stătea față în față cu mine, m-a văzut mai timp, tânăr, și mi-a spus, crezând că eu am să iau apărarea, nu e așa tineri, că nici nu crezi în Dumnezeu. Și a spus: Doamne, vă supărați pe mine, nu m-ați nimerit. Eu chiar cred că Dumnezeu există. S-a uitat la mine și mi-a spus, până în secunda asta, am avut o părere mai bună despre tine, dar din vreme ce dar mi-a spus: tineri, l-ai văzut-o vreodată pe Dumnezeu? Ai văzut măcar un înger, unul mai mic, mai slab, mai neimportant, dar ai văzut ceva, ai simțit ceva? Eu zice, m-am dus prin toate bisericile, dar singurul lucru care m-a interesat acolo a fost timpul. Uitam la ceas, zice, tot timpul slujbe, abia așteptam să merg acasă. Nicăieri nu l-am văzut pe Dumnezeu, mi-a spus ea, dramatic și tragic.
Nicăieri nu l-am simțit. Am fost în toate bisericile din lumea asta. La toate confesiunile. Și n-am simțit nicăieri prezența lui Dumnezeu. Și am spus, Doamnă, știți care e cauza? Cauza este următoarea. Tot în fericire răspuns. Biblia zice așa. Ferice de cei cu inima curată. Pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. E drept de ce ești nefericit, știi de ce? Pentru că tu, omul, ai făcut un zid. E zidul minciunii și fiecare zi lucrezi la el. Mai pui o minciună, încă 3 minciuni săptămâna trecută. E zidul imoralității, e zidul hoției, e zidul păcatului din viața ta. Și zidul acesta crește, tu ești dincolo de zid și spui, nu simt nimic. Vin la biserică, frate, îmi spunea un tânăr, dar nu simt nimic. Încerc să citesc din Biblie, dar nu simt nimic, mă plictisesc, doar atât simt. Simt cu trece timpul. Zice, încerc să mă rog, dar nu pot să mă rog. Și a spus omule, știi care e cauza? Biblia spune așa. Nu Dumnezeu este de vină. Ferice de cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Amen. Știi de ce nu-l simți pe Dumnezeu? Știi de ce nu poți fi fericit cu adevărat, omule? Pentru că încă există în viața ta un anumit păcat. Încă inima ta este murdară. Dar îți garantez un lucru. În seara aceasta, Iisus Hristos se poate atinge de tine. O, și când Iisus coboară în viața ta, El transformă interiorul tău și în momentul acela simți o bucurie și o fericire și o pace. Știi de ce? Pentru că din momentul acela tu îți bazezi fericirea doar pe Dumnezeu. Tu trebuie să vii seara asta la Dumnezeu să spui, Doamne, fericirea mea depinde doar de Tine. Eu îmi bazez fericirea doar pe Tine, Doamne. Eu, viața mea depinde total de Tine. Doamne, nici măcar să respir nu pot fără Tine. Nu pot face un pas fără Tine, Dumnezeule. Asta înseamnă să fii sărac în Duhul. A fi sărac în Duhul înseamnă să-ți spui lui Dumnezeu, Doamne, nu pot face nimic în lumea asta fără Tine, Doamne. Dacă vrei să fii fericit, doar așa se poate. Dar noi ne bazăm câteodată pe banii noștri, pe puterea noastră. Dacă vrei să fii fericit, bazează-ți fericirea doar pe Dumnezeu. Doar pe Dumnezeu. Nu pe puterea ta. Când eram copil, în fața blocurilor gri din România, ieșeam și alți copii de vârsta mea, toți făceam același lucru. Ne lăudam care are cel mai tare tată. Mi-aduc aminte că venea câte un prieten de meu și zicea, tatăl meu e mai tare decât tatăl tău. Și altul venea și spunea, nu, tatăl meu e mai tare și decât tatăl tău. Și fiecare venea cu tatăl său, până când aveam un prieten care avea un tată de 100 și ceva de kilograme, venea el și zicea, tatăl meu e mai tare decât toți tații voștri, ne închidea pe toți, nimeni nu mai comenta nimic. Mă gândesc că, într-un fel, și noi suntem exact ca niște copii. Putem și noi să spunem, tatăl meu este cel mai tare din universul acesta. Am vorbit aseară despre El. El este Dumnezeul oștirilor. Slăviți să fie numele Lui. Slăviți să fie numele Lui. Amen. Tatăl meu, pe El îmi bazez toată fericirea. El a creat cerul și pământul la un singur cuvânt extraordinar. La un singur cuvânt. N-am spus niciodată pe acel tată disperat care și-a dus copilul la Iisus. Și a spus, Doamne, mi-am adus copilul bolnav la Tine. Și Iisus s-a uitat la el și a spus, omule, ai tu credință. Ți-ai adus credința cu tine. Și ce a spus omul acesta? Doamne, am atât de multă credință încât te rog frumos să ajungi de credințe mele. O altă traducere acestui verset spune așa. Doamne, a zis omul acela, vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul tău pentru a crede. E o strigare disperată. Doamne, vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul tău pentru a crede. Că mai au pe câte unul lăudându-se cu credința lui, ca omul acela care s-a dus odată în templu și a început să zic o rugăciune numai de mulțumire. Că noi predicatorii câteodată le spunem oamenilor, rugați-vă numai de mulțumire, asta numai de mulțumire să rugați. O mers în templu și s-a rugat așa, Doamne îți mulțumesc că sunt atât de bun, Doamne îți mulțumesc că sunt așa de deosebit, Doamne îți mulțumesc că sunt un om bogat în Duhul. Mai auzi pe câte unul lăudându-se, măi zice, am avut atâta credință că atunci când m-am rugat eu, a fost unul vindecat. Atunci când m-am rugat eu la credința mea s-a întâmplat nu știu ce lucru. Oamenii aceștia sunt bogați în Duhul. A fi sărac în Duhul înseamnă altceva. Să vii înainte lui Dumnezeu exact cum a venit omul acela, tatăl acela disperat și să spui, Doamne, vreau să cred, dar nici măcar să cred nu pot fără ajutorul Tău. Mă înțelegeți, oameni buni? Cunosc mulți oameni în situația aceasta și mai ales tineri. Sunt tineri în pragul de a-și pierde credința. Știu că voi trăiți aici într-o lume seculară. O lume care promovează ateismul, care nu crede în Dumnezeu. Sunt o grămadă de profesori la școală care nu cred în Dumnezeu și încearcă să vă convingă în fiecare zi. Am fost și eu într-o perioadă în viața mea, într-o perioadă grea, în care am spus în Dumnezeu, Doamne, parcă nu mai pot crede nimic. Nu mai pot crede că există cer. Nu mai pot crede că există dincolo o răsplătire, că există dreptate, că există rai. Și am spus în Dumnezeu așa, Doamne, vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul Tău pentru a crede. Dragul
Dacă ești în seara aceasta, în locul acesta și ești gata să-ți pierzi credința. Și poate și tu situația aceea în care parcă nu mai poți crede. Vii la biserică de multă vreme, dar parcă nu mai ai credință și spui, cine știe ce o să fie dincolo de moarte? Poate Dumnezeu, poate nu nimic. Poate neantul și ne topim acolo și nu se mai întâmplă nimic. Și auzi tot felul de lucruri care se spun în jurul tău. Dar fii sincer cu Dumnezeu în seara aceasta. Nu te-a răspunsul de acestea care trebuie să o ții de la biserică. Desfânt între ghilimele. Ai puterea aceasta de spune lui Dumnezeu în seara aceasta, Doamne, eu vreau să cred. Dar am nevoie de ajutorul tău pe toate. Ori și sunt convins că acest Dumnezeu se va atinge de tine în seara aceasta. Și îți va da puterea să crezi. Ca fi sărat în Duhul asta înseamnă să vii înainte lui Dumnezeu să spui, Doamne, nu pot nimic fără tine lumească. Nu pot să fiu vindecat fără tine, Doamne. Nu pot să am bani fără tine, Doamne. Nu pot să rezolv problemele fără tine, Dumnezeule. Tu ești sursa fericirii mele. Doamne, toată fericirea mea se bazează pe tine. Oameni buni, vă mai spun ceva. Nu vă bazați fericirea decât pe Dumnezeu. Nu pe puterea voastră și nu pe circumstanțele vieții. Adică nu pe împrejurările vieții. Știți de ce? Pentru că împrejurările vieții, dragii mei, se schimbă. Într-o zi poți fi fericit, în altă zi ești nefericit. Astăzi ești sănătos, mâine ești bolnav de cancer. Astăzi ai banii din lume, mâine poți să fii sărac. Nu-ți baza fericirea pe împrejurări, că acestea se schimbă. Eu lucrez cu tine din biserica noastră și am întâlnire de tineret acolo și adeseori stau de vorbă cu ei. Ei sunt oameni care își bazează fericirea pe împrejurări. Îl vezi astăzi pe unul plin de fericire, mă uit la el, zic, mă, ce ești așa de fericit? E mai fericit ca noi toți. Frate, zice, am luat nota 10 la examen, felicitările mele, zic. A doua zi, același tânăr, pe aceeași stradă, în același felinar, pe același trotuar, mă întâlnesc cu el, o, cu fața tristă. E atât de trist. Și zic, măi, omule, ce cu tine? Parcă ieri erai plin de fericire și bucurie. O, zice, frate, astăzi am luat nota 3 la examen. Vedeți cum se schimbă împrejurările? Astăzi o să ai totul, iar mâine nu. Astăzi poți să fii sănătos, iar mâine poți să fii bolnav de cancer. Nu uiți de omul acela, un nume german, să vi-l spun, să nu mă fac gândesc în fața voastră. Dietrich Bonhoeffer, cred că așa până. Un om al lui Dumnezeu deosebit. În anul 1943, omul acesta a fost închis într-un lager nazist și condamnat moarte. În dimineața care știa că va muri, a avut o predică în fața celorlalți pușcăriași cu titlul despre fericire. Dacă aș fi fost eu în locul lui, probabil că aș fi ținut o predică tratat despre durere și suferință și moarte. Dar el a avut o predică despre fericire și spunea acolo așa, vă rog să rețineți ce spunea el, zice așa, fericirea, zicea el, nu depinde de circumstanțele exterioare. Fericirea depinde de ceea ce este interiorul. Aleluia. Fericirea, dragul meu, nu depinde de faptul că ai bani sau nu ai bani, că ești sănătos sau bolnav. Fericirea depinde de faptul că este sau nu este Dumnezeu prezent în viața ta. Și acum fii foarte atent la ce spun. Uită-n toată predica, știu că cei care ascultă predici le uită repede. La 200 de metri la biserică le-au uitat. Uită-n toată predica, dar nu uita ce spun în momentele care urmează. Un mare om al lui Dumnezeu, C.S. Lewis, spunea așa. Omule, zicea el, nu-ți baza fericirea pe lucruri care trec. Bazează-ți fericirea pe Iisus pentru că El rămâne în viața de lui. Nu-ți baza fericirea pe lucruri care trec. Bazează-ți fericirea pe Iisus pentru că El rămâne în vecii vecilor neschimbat. Am o întrebare pentru tine în momentele care urmează. Ce te face pe tine fericit? Și te rog frumos să-mi dai un răspuns sincer, nu răspunsul acela care trebuie dat la biserică. Ce te face pe tine fericit? Dacă ești copil, spui, pe mine mă face fericit să stau în fața calculatorului, poate. Ce te face pe tine fericit? Dar sincer, ce îți place ție să faci cel mai mult și cel mai mult? Care e lucru care îți aduce ție fericire? Îmi spunea cineva, sunt fericit, zice, seara când număr bani de la magazin. Spus, omule, dar ce se va întâmpla când devine de toți bani? Mi-aduc aminte din pască, un om Dumnezeu deosebit, zicea el așa. Alții, înainte de a se căsători, zicea el, își duc viitoarele soții la un restaurant sau la o bufetărie. Eu mi-am dus viitoarea soție în fața cimitirului din comuna noastră și i-am zis așa. Uită-te la crucile de aici, în acest cimitir. Într-o zi, eu voi fi acolo, sub o cruce de felul acela. Draga mea, mi-a zis el, nu-ți baza fericirea pe mine. Pentru că dacă toată fericirea ta se bazează pe mine, ce vei face tu atunci când eu nu mai fi viață? Îți spun în seara aceasta, dragul meu, nu
baza fericirea pe lucruri care trec. Sunt unii care spun, sunt fericit când am un telefon mobil tare. Sunt fericit că am o mașină tare. Sunt fericit că am o casă frumoasă. Dar ascultă-mă, omule, într-o zi le poți pierde pe toate. Ce le face tu atunci? Poate de multe ori ai încercat și ți-ai bazat fericirea. Unii v-ați bazat fericirea pe plăcere de moment, alții v-ați bazat fericirea pe bani. Poate unii v-ați bazat fericirea pe familie la un moment dat. Sau pe un anumit membru din familie. Și la un moment dat poate membrul acela din familie dispare, se duce din lumea aceasta, moare. Ce faci în clipa aceea? Când îți bazezi toată fericirea pe bani, ce faci în momentul când rămâi sărat? Când îți bazezi toată fericirea pe sănătate, ce faci când medicul zice că ești bolnav de cancer? Omule, spun încă o dată și am venit în Viena să spun lucrul acesta. Așa îți vorbește Domnul oștirilor. Nu-ți baza fericirea pe lucruri care trec. Bazează-ți fericirea pe Iisus, pentru că El rămâne vecilor la fel. Slăviți să fie numele Lui al Lui. O, de multe ori mă doare spatele. Și sunt nefericit pe moment. Și mă așez pe genunchi și mă rog. Și vă așteptați, că adevărat pentecostal ce sunt, când, să vă spun că atunci când mă ridic de pe genunchi, nu mai doare spatele. Din potrivă, după ce stai pe genunchi, doare și mai tare spatele. Dacă mă așez pe genunchi, de multe ori mă așez nefericit. Iar când mă ridic, mă ridic fericit. Știți de ce? Pentru că acolo, pe genunchi, învăț să-mi așez fericirea pe Iisus. Nu pe sănătatea mea, nu pe prosperitatea mea, ci pe Iisus Hristos. Multă vreme nu l-am înțeles pe omul acela cu numele Sfântul Apostol Pavel, așa spunem noi, românii. Omul acela care a ajuns la un moment dat la închisoare. A pierdut tot. N-a venit sănătate, n-a venit și familie, n-a venit nimic acolo, era în pușcărie. Și de acolo scrie o carte despre fericire, Epistola către Filipeni, și vă rog să o citiți. În cartea aceasta din închisoare repete doar același lucru. Bucurați-vă, zice el, iară zi bucurați-vă. Multă vreme nu l-am înțeles. Măi, ce cu omul acesta? Și bolnav, și fără familie, și părăsit de biserici. Și acolo părăsit de toți și cu toate acestea scrie o carte despre fericire și ne repetă și ne spune bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă. Știți când am înțeles pe Pavel, când am citit fericirea aceasta? Fericiți sunt doar cei care sunt săraci în Duhul. Adică fericiți sunt cei care depind total de Dumnezeu. Am înțeles atunci că fericirea lui Pavel nu era mâncarea pe care o mânca. Pentru că dacă ar fi fost mâncarea aceea, ar fi fost total nefericit în pușcărie. Am înțeles că fericirea lui nu se baza pe sănătate, pentru că era bolnav acolo în pușcărie. Nu se baza nici măcar pe libertate, nici pe familie, ci fericirea lui se baza pe Iisus Hristos. Și ascultă-mă bine, omule, dacă toată fericirea ta se bazează pe Iisus Hristos, o, poate să vină criza economică, pot veni bolile și nenorocirile, tu poți să rămâi mai departe fericit, pentru că fericirea și bucuria ta se bazează întotdeauna pe Dumnezeu. Cum să fim fericiți în lumea asta tristă? În lumea asta în care majoritatea oamenilor trăiesc cu capul plecat. Oameni buni, se poate. Se poate. Avem o veste bună în seara aceasta. Doar dacă ne bazăm fericirea doar pe Dumnezeu. Și în seara aceasta spunem lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, până în seara aceasta mi-am bazat fericirea pe diferite lucruri, dar începând din seara aceasta, eu îmi bazez fericirea pe Tine. De atâtea ori, Doamne, am încercat să găsesc fericirea, dar de fiecare dată am rămas și mai frământ, și mai însetat după această fericire. Dar în seara aceasta, Doamne, vreau să simt pacea Ta, bucuria Ta, fericirea Ta. Coboară, Doamne, fiecare dintre noi. Amin? Amin. Cum să fim fericiți într-o lume tristă și într-o țară tristă? Doar dacă ne bazăm total pe Dumnezeu. În al doilea rând, poți fi fericit într-o țară tristă doar dacă vrei. Repet, doar dacă vrei. Știați că fericirea e o poruncă. Biblia zice, cine vrea să fie fericit, să fie. Oare? Biblia ne spune așa, bucurați-vă. Ciudat lucru. Bucurați-vă. Fericit. Aici e o poruncă. Ferice e la imperativ. Adică e o poruncă. Fiți fericiți. Doamne, dar se pot porunci sentimentele? Ca și cum se bate copilul și zice, frate, bă, până ești fericit. Fii fericiți! Mă uit la voi în seara aceasta și mă uit la fiecare dintre voi și vă spun, fiți fericiți! Fratele, cum ne spui tu nouă să fim fericiți? Sau vă poruncesc în numele Domnului să fiți fericiți. Fericirea e o poruncă, ciudat lucru. Multă vreme m-am gândit la asta. Știți de ce? Pentru că fericirea, dragii mei, este o alegere. E o alegere. Toată viața poți fi nefericirea cu mine. Dacă tu vrei să trăiești în păcatele tale, nefericirea ta mai departe, poți să rămâi mai departe acolo. Unii dintre noi suntem ca o locul de 38 de ani. Sigur că ați auzit de el dacă ați fost măcar o dată la o biserică pentecostală. Că la noi se predică tot timpul despre o locul de 38 de ani. Un om bolnav de 38 de ani, de care Biblia zice că stătea la un rând, în capătul rândului era o scăldătoare, o fel de baltă pentru vremurile noastre, cobora din când în când un înger, tulbura apa, primul ajuns acolo era vindecat.
Însă, la rândul acela mergeau lucrurile ca România, cu bine și relații, care ajungeau în față, erau unii ajutați și intrau tot timpul în față, iar colegul nostru de 38 de ani stătea de mult la rând și nimeni nu l-a ajutat să ajungă în față. De foarte multă vreme să te acord. Și spune Biblia că vine în dreptul lui cel care a creat cerul și pământul, Iisus Hristos. Se oprește dreptul lui și ce îi spune? Omule, îi zice Iisus, vrei tu să fii cum? Vindecat? Știți ce răspunde omul acesta? Ce răspunde? La orice întrebare. La o întrebare care nu există. Pe principiu, eu mai am răspunsul. Mai aveți întrebări? Se uită la Iisus Hristos și începe să se plângă. Zice, Doamne, eu n-am pe nimeni. Dar Iisus nu asta m-a întrebat, dacă are sau nu pe cineva. Doamne, stau la rândul acesta de multă vreme. Sunt alții care intră în față. Probabil se plânge. Am făcut și câteva plângeri la conducere și nu s-a întâmplat nimic. De atâta vreme intră alții înaintea mea și eu stau aici. Și începe să se plângă și spune, Doamne, dar eu n-am pe nimeni și familia m-a părăsit. Și a rămas aici. Și Iisus se uită la el și parcă îl văd la un moment dat oprindu-l și spune lui, omule, eu nu te-am întrebat dacă ai pe cineva. Eu te-am întrebat altceva. Vrei sau nu vrei? Vrei tu să fii vindecat sau nu vrei? Vrei să fii fericit sau nu vrei? Dar omul acesta deja îi plăcea să stea la rând. Îi plăcea nefericirea lui. Se știa cu toți că acolo. Mai știa pe altul la fel de bolnav ca și el, un altul care e ori, de mulți ani zice, sunt tot aici. Îi plăcea nefericirea lui cum unora dintre noi. No, ne place. Ne place să stăm în starea noastră de păcat mai departe. Iisus în seara aceasta e prezent aici. El îți adresează aceeași întrebare. De ani de zile te întreabă, omule, vrei să fii fericit? Vrei tu să lași minciuna? Vrei să lași imoralitatea? Vrei să lași soția? Vrei să primești bucurie și pace cum n-ai simțit niciodată? Tu ce spui? Doamne, parcă ați mea. Parcă nu m-ați mai gândit. Vreau să vă întreb acum. Vrei să fiți fericit în seara aceasta? Amin. Da sau nu? Amin. Răspunsul a fost la fel ca răspunsul rogului de 38 de ani. Parcă, Doamne, cu jumătate de inimă. Dacă Iisus s-ar opri în dreptul meu în seara aceasta și ne-a spune, Adi, vrei tu să scapi de durerile de spate? O, n-aș mai sta pe gânduri. În secunda aceea n-aș începe să-i spun, Doamne, dar să vezi câte necazuri sunt în România și medicii sunt buni. În momentul acela îi spune, da, Doamne, vreau. Iisus te întreabă în seara aceasta, vrei tu să fii mântuit? Vrei să primești o fericire și o bucurie cum n-ai simțit niciodată? O, vrei să ajungi în cer, să te bucuri pentru totdeauna cu Dumnezeu? Da sau nu? Și Dumnezeu vrea de la noi, dragii mei, ascultători, mai multă hotărâre, mai multă determinare. El vrea de la noi să venim și să spunem, da, Doamne, vreau, aleluia. O, vreau să primesc bucuria și fericirea ta. M-am săturat, Doamne, de tristețea pe care mi-aduce păcatul. M-am săturat de fericirea în care stau de ani de zile datorită bolilor mele. Doamne Iisuse Hristoase, coboară în viața mea. Ascultați-mă, El vrea de la noi mai multă hotărâre, determinare. Să-i spunem în seara asta, Doamne, nu ies din locul acesta până nu te atingi tu de mine. Mi-aduc aminte de cei patru oameni nefericiți care aveau un prieten de-a lor bolnav și aduc pe prietenul lor înaintea lui Iisus. Ne spune Biblia că Iisus predica într-un loc, era mulțime mare și la un moment dat, în timp ce Iisus predica, se întâmplă ceva extraordinar. Știți ce se întâmplă? La un moment dat, cei patru oameni nu aveau cum să ajungă la Iisus, era aglomerație mare. Cu toate că n-au fost români, au fost foarte inventivi. În Biblia că au făcut stânga împrejur, s-au urcat pe casă. Știți ce au făcut? Au dat acoperișul la o parte. Oare cum s-ar întâmpla dacă acoperișul brusc în timpul predicii ar fi dat la o parte? Așa s-a întâmplat atunci, o surpriză grozavă. Și parcă văd pe cei patru de praf, din cap până în picioare, cum au dat acoperișul la o parte, triști. Că aveau un prieten de-al lor, la care țineau un bolnav. Și lasă pe prietenul lor înaintea lui Iisus. Știi ce le spune Iisus? Cum mă îndrăznesc să mă întrerupesc pe mine la predică, oare asta le spune? Se uită la ei și le spune așa. Îndrăznește fiule, zice Iisus. Ai curaj. O, îți spun în seara aceasta, ai curajul să ceri lui Dumnezeu, Doamne, atinge-te de mine. Doamne, vreau să fiu fericit. Doamne, vreau să scap de boala din viața mea. Doamne, vreau să scap de păcatul din viața mea. De atâta vreme lucru această nefericire, Doamne, atinge-te tu de mine. Dumnezeu vrea de la noi mai multă hotărâre, la fel ca determinarea pe care au avut-o cei patru oameni. Să venim înainte lui Iisus și să spunem, Doamne, vreau cu hotărâre și nu mă duc din locul acesta până când nu te atingi tu de mine. Doamne, atingi-te de fiecare dintre noi. Cum să fim fericiți într-o țară tristă și într-o lume tristă? Doar dacă ne depinde total de Dumnezeu. Doar dacă vrem. Și în al treilea rând, ferici de cei care, cum am zis, care plâng. Fericiți sunt doar cei care plâng. Multă vreme m-am gândit la fericirea asta. Doamne, fericiți sunt cei care plâng. Înseamnă că noi românii suntem cei mai fericiți oameni din Europa. Fericiți sunt doar cei care plâng. M-am gândit mult la fericirea aceasta. Și am văzut că acolo nu scrie fericiți sunt cei care se plâng, ci fericiți sunt cei care plâng. Multă vreme n-am înțeles textul acesta până când n-am citit acest verset în original și nu vă spun lucrul acesta ca să ies în evidență. Dar când am citit cuvântul acesta într-o altă traducere, limba greacă, am observat ceva.
plânge, verbul a plânge, cuvântul a plânge, arată o acțiune făcută pentru altcineva. Adică se poate traduce și așa, și există alte traduceri care așa spun. Fericiți sunt cei care plâng împreună cu alții. Atunci am înțeles cum stau lucrurile. Noi românii avem o cântare care spune îmi plâng amarul, dar nu disper. Dar tot timpul ne plângem numai pe noi. Ne plângem tot timpul boile noastre, problemele noastre, necazurile noastre. Dar când ultima dată ne-am oprit în dreptul unui frate, unui prieten din biserică și am plâns în modul cel mai sincer împreună cu el. O, când noi unul pe noapte cance și ne spune frate, roagă-te pentru mine, îi spunem, da, te rugăm. Dar când te rugăm adevărat pentru el, din toată inima, când ai plâns împreună cu el? Fericiți sunt doar cei care plâng împreună cu alții. Eram în Spania, la o întâlnire de tineret. În fața mea vorbea un tânăr de 20 de ani, bolnav de sida. Eram pe ultimul rând și eram nemulțumit. Tocmai începuse durerile de spate și mie mi se frică de zbor cu avionul și am ajuns acolo cu avionul și eram nemulțumit. Spuneam lui Dumnezeu, Doamne, de ce a trebuit să mă trimiți pe mine din România până aici și cu avionul pe deasupra? Stăteam acolo pe ultimul rând nemulțumit de o mulțime de lucruri și în fața noastră a apărut un tânăr bolnav de sida datorită unei transfuzii greșite de sânge. De la 2 ani era bolnav de sida. Până la vârsta de 20 de ani, cea mai mare parte din viața lui a fost ospitală. Când a apărut în fața noastră, era cu zâmbetul pe buze, nu cum suntem noi de foarte multă vreme și de foarte multe ori. Cu zâmbetul pe buze ne-a spus așa. Medicii mi-au spus că mai am de trăit încă 3 luni de zile. Dar slăvit să fie Domnul, că de atunci au trecut 6 luni. Și s-a uitat înspre noi cu zâmbetul pe buze. Nu venea să cred. Și mi-a spus așa. De când am primit pe Iisus Hristos, am o fericire și am o bucurie pe care n-am simțit-o niciodată. M-a uitat la el și m-a uitat la mine și mi-a zis, Doamne, eu de atâtea ori să ne mulțumesc. Și în momentul acela am început să plâng. Nu plâng ușor, la orice întâmplare lacrimogenă pe care o spune cineva. Dar stăteam acolo pe ultimul rând și plângeam împreună cu fratele meu. Și în momentul în care am început să plâng cu el și pentru el, am simțit o fericire și o bucurie pe care n-am simțit-o niciodată. Și atunci mi-am adus eu aminte de ce zicea Iisus. Fericiți sunt cei care plâng, nu se plâng. Fericiți sunt cei care plâng împreună cu alții. Și abia atunci când te oprești în dreptul fiecărei persoane care trece printr-un necaz, fiecărui bolnav, că tu ești sănătos, în dreptul fiecărui sărac, că tu ești bogat și plângi împreună cu el, îți garantezi că vei simți o bucurie și o fericire cum n-ai simțit niciodată. Dar o să-mi spui, ce spui tu, tinere? Ce știi tu cât de grea e viața și necazurile și problemele și durerile? De ce sunt bolnav astăzi? De ce am necazuri în familie? De ce am probleme cu soțul sau cu soția? Știi de ce? Pentru că Biblia spune că Dumnezeu permite necazul, durerea și suferința cu un anumit scop pentru binele tău spiritual. Că dacă n-ai fi trecut, omule, prin boala prin care ai trecut, că dacă n-ai fi trecut prin problemele prin care ai trecut, astăzi poate n-ai fi în locul acesta. Și Dumnezeu a permis să treci prin necazuri, prin boli, prin încercări, pentru că în această seară să te afli aici. Pentru că toate lucrurile din viața ta lucrează împreună spre binele tău spiritual. O, mulți vor fi în cer, care vor aduce mărturii ciudate pentru noi astăzi. Care vă spune așa, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a permis să trec printr-un accident. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a permis să mă îmbolnăvesc de cancer. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a permis să trec prin necazuri și prin lipsuri financiare. Pentru că dacă n-ar fi permis boala, pentru că dacă n-ar fi permis încercarea, astăzi n-aș fi aici, în cer, să mă bucur pentru totdeauna cu Dumnezeul meu. Dragul meu, înțelege-mă bine. Toate lucrurile din viața ta sunt bine. Dumnezeu te-a adus aici, te-a așezat pe genunchi, problemele tale. Aduc aminte de omul acela despre care spune întâmplarea că și-a pierdut toată familia într-un accident de mașină și în urma acestei nenorociri din viața lui s-a pierdut. Era ca pierdut, se plimba prin centrul localităților și la un moment dat, în timpul în care se plimba, s-a oprit în dreptul unei catedrale frumoase în construcție. S-a uitat la această catedrală și un muncitor lucra de zor, jos și lovia într-o piatră. Și a tot lovit în piatra aceea toată ziua. N-a făcut altceva decât să tot lovească. Și a lovit piatra de dimineața până seara. Și omul nostru seara s-a dus la muncitor și a spus așa. De azi dimineața m-am uitat la tine. Și de azi dimineața nu faci altceva decât să dai în piatra asta și dai și dai și dai și nu te mai oprești. Ce lucru e acesta? A spus el. Și muncitorul i-a răspuns așa. Domnule, vezi zice turnul bisericii. Da-l văd.
Vezi acolo sus, este un loc special. Cioplesc, a spus el, această piatră aici jos, ca să se potrivească acolo sus. Și în momentul acela, omul nostru a înțeles că Dumnezeu îi vorbește. A înțeles gros de ce e cazul și durerea și suferința și permisă de Dumnezeu în viața lui. Că Dumnezeu, omule, permite de cazul, durerea și suferința în viața ta. El te cioplește aici jos, ca să te potrivești acolo sus, să ajungi într-o zi în cer. Cum va fi în cer? Asta e o altă predică, vă țin data viitoare. Cu titlul Cum va fi în cer? Dar vă spun doar atât. În cer, zice Biblia, că e atât de frumos că la mintea omului n-a ajuns, la urechea omului n-a ajuns. Ochiul omului n-a văzut. Noi n-am văzut și nici măcar nu ne putem imagina ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Este de nedescris. Va fi atât de extraordinar cum a fost pentru un copil odată care s-a născut orb. Se născuse orb și la 16 ani a descoperit că există o procedură chirurgicală, o operație pe care o poate face și să vadă pentru prima dată în viața lui. L-a operat pentru prima dată, copilul putea vedea. I-au pus un pansament pe ochi și au spus peste două săptămâni vine aici cu familia, vei vedea pentru prima dată în viață. Un om care s-a născut orb nu știe ce înseamnă albastru, nu știe ce înseamnă galben, nu știe ce înseamnă absolut nimic pentru că n-a văzut niciodată în viața lui. Când și-a dat jos pansamentul, prima persoană pe care a văzut a fost mama. Apoi s-a dus la fereastră și s-a uitat. În viața lui nu mai a văzut nimic din toate acestea. S-a uitat la cer. S-a uitat la un pom ce era în curtea spitalului. Și apoi s-a întors plângând spre mamă și a spus, mamă, de ce nu mi-ai spus că totul e atât de frumos? Și mama s-a uitat la el și a spus, fiule, am încercat să-ți explic, dar tu nu puteai înțelege. Când vom fi în cer într-o zi noi românii și vom vedea autostrăzile de aur din cer, când vom vedea lucrurile acelea pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, ne vom uita la Dumnezeu și vom spune, Doamne, de ce nu mi-ai spus că e atât de frumos cerul? Că dacă ne-ai fi spus atunci să vezi ce pocăiți era. O, să vezi cum ne-am fi rugat. Să vezi cum am fi respectat tot ce spune Biblia. Să vezi cum veneam la biserică, Doamne! Să vezi cum cântam în biserică, nu pe jumătate a dormit, să vezi cum ascultam predicile, Doamne, să vezi cum le spuneam la alții, să vezi cum ne-am fi pocăit, Doamne. De ce nu ne-ai spus că e atât de frumos locul pe care l-ai pregătit pentru noi? Și Iisus se va uita în ziua aceea la tine și să spune, fiule, am încercat să-ți explic, dar tu nu puteai înțelege.